Dar de la Pârvu. Și alături de fiul meu, Lucian, vrem să vă prezentăm variate amenajări de spații verzi. Și nu doar grădini proiectate de peisagiști, ci și bucătării de vară și grătare, așa cum ne plac nouă, românilor. Haideți să le descoperim împreună! În acest episod vom descoperi grădinile alăturate a două surori concepute de peisagistul Florin Murgu. Ce înseamnă pentru dumneavoastră grădina? De ce e importantă? Și cum a pornit grădina asta? Grădina este extrem de importantă, cel puțin după ce am stat 30 de ani într-un bloc comunist, că altceva nu pot să spun, dorința de a avea o grădină s-a materializat imediat în proiect. Deci, practic, în momentul când am hotărât locația unde vom alinia casa și vom face casa, spațiul alocat pentru grădină a fost din prima, da, proiectat în așa fel încât să ne ofere un confort deosebit. Adică vreți să spuneți că v-ați făcut grădina înainte să terminați casa? În minte, da. Wow! Pentru că ăsta a fost scopul principal. Să scap dintr-un bloc în care vecinii te deranjau, nu țineau cont de valorile tale, nu era nimic. Așa, principalul lucru care era acolo era să se certe cu tine în momentul când aveai ceva din părții cu tine. Așa că aici am hotărât să ne mutăm foarte, foarte repede. Da? Iar în momentul când am luat hotărârea, grădina a fost materializată imediat în mintea noastră. Dumneavoastră sunteți inginer, aveți abilități tehnice, așa, chiar și de proiectare, și totuși ați apelat la un specialist, la un peisagist. Da, deci specialiștii în general au un rol important în viața noastră, deci indiferent cât de deștept vrei să fii, în momentul în care ai hotărât să faci ceva, e bine să ai și opinia unui specialist, pentru că ei au experiență în sensul ăsta, iar visele tale sunt mult mai ușor de realizat cu acești specialiști. Conceptul grădinei, cel puțin foișorul, a fost al meu. Conceptul cu zidul, așa cum îl vedeți, a fost acum Nati, care m-a obligat să-l fac. Asta ca să fie între noi. Ok. Iar în momentul când am vorbit cu specialistul, i-am spus cam ce vreau. Vreau foișorul acolo, i-am spus că vreau un loc în care să fiu izolat. Seara, când ajung acasă obosit după muncă, vreau să găsesc un loc în grădină în care să fiu înconjurat de plante, să uit absolut de orice. O altă parte a generozității dumneavoastră mi se pare această deschidere către grădina cumnaților, cum ar veni, cumnatei. Proiectul, ca să spun așa, a fost de la început gândit așa. Cele două surori, soția mea și cumnata mea, sunt foarte bune prietene. E o diferență de 10 ani aproape, de 8 ani între ele, dar sunt extraordinar de bune prietene, sunt nedespărțite. Ce și-au dorit întotdeauna a fost un spațiu în care să împărțim viața împreună, chiar mai târziu, la bătrânețe. Și astfel s-a născut ideea celor două spații adiacente. Spațiile au fost adiacente, gândite special de a avea o curte comună. Singura diferență care a fost este că ea a avut dorit neapărat să ridice casa mai sus, să nu intre apa, era frică să nu cumva să fie inundat. Și cu ocazia asta m-a ajutat pe mine să fac acest zid care mie îmi place la ora actuală foarte mult. Adică o diferență de nivel între cele două grădini, dar legate. Exact. Este... acest proiect cu grădinile împreună este atât de rar în România, pentru că noi avem chestia asta, chiar dacă suntem rude de sânge și cum ar fi între două surori, tot simțim nevoia de gard. Și e și mai frumos că dumneavoastră, ca și cumnat, ați fost de acord cu chestia asta. De unde această mentalitate? Mentalitatea mi-a educat-o soția, ca să zic așa. A fost foarte simplu din punctul ăsta de vedere. O delimitare între cele două proprietăți există. În caz de se va întâmpla ceva, dar sper să nu se întâmple asta niciodată, ele pot fi delimitate și fizic. Dar ideea este că de ce să investești singur într-o grădină mai mică când poți să ai dublu același preț, ca să zic așa. Și astfel s-a născut acest concept, de a avea un spațiu cât mai mare, cât mai deschis, cât mai frumos. Ele oricum, având în vedere că am apelat la același proiectant, ele sunt în continuitate. Deci liniile se văd că se întrepătrund destul de armonios între cele două. Dar eu totuși vorbeam de mentalitate. Cumva lucrurile pe care le facem în afară, respectiv casele, grădinile noastre, exprimă și felul nostru de a fi. Eu înțeleg din modul ăsta de amenajare al grădinii că aveți o viață de familie frumoasă împreună. Exact. Viața noastră de familie are niște reguli extrem de stricte. Sunt anumite sărbători, cum ar fi sărbătorile de Paști, sărbătorile de Crăciun, care se fac numai și numai împreună, chiar și cu copiii noștri. Deci, pornind de la această regulă de bază și o valoare, din punctul meu de vedere, a familiei noastre, care ar trebui să fie o valoare națională, cel puțin, și în anumite zone chiar este, am pornit și am făcut acest proiect. Deci, numai pe valori care le împărtășim în comun. Da, deci frumosul până la urmă are întotdeauna la bază o valoare. Întotdeauna. Și cine nu respectă valorile ajunge într-o situație nu prea plăcută, sincer să fiu. Nu există ceva mai rău pe lumea asta decât să nu-ți respecti valorile și să fii în permanență nemulțumit de tine. E ca o boală autoimună. O considerați așa ca o terapie? Nu știu dacă neapărat o terapie, dar ca pe un bun câștigat. O parte din viața mea câștigată cu muncă și cu speranța că voi realiza într-un final și am reușit să o realizez. În tinerețea mea m-am gândit de foarte multe ori la faptul că am o vârstă și că poate aș fi meritat la vârsta respectivă ceva mai mult decât aveam în momentul respectiv. Ei, după ce am ajuns la vârsta pe care o am la ora actuală și am trecut de 60, pot să vă spun că fiecare etapă își are rolul ei. Iar împlinirea la o anumită vârstă are un rol foarte bine determinat pentru fiecare în parte. Te determină în viață, da, să faci anumite lucruri. Motorul este în dorința de a ajunge la un obiectiv, nu neapărat să ai totul în jurul tău. Să deții lucruri. Exact, să deții lucruri. Da. Motorul este evoluția, drumul până acolo. Iar dacă ai proiecte și obiective, viața devine mult mai relaxantă și mai frumoasă, sincer. Și nouă ne-ați făcut viața mai frumoasă, că ne-ați primit în grădina dumneavoastră și că ne inspirați. Vă mulțumim foarte mult încă o dată. Vă mulțumim și mai poftiți pe la noi. Care a fost cea mai mare provocare cu aceste două grădini pentru tine? Cred că una din provocările primordiale în abordarea celor două soluții din grădinile astea a fost solicitarea celor două surori, care sunt proprietarele celor două grădini și a celor două locuințe, de a realiza o continuitate, o unitate în abordarea celor două spații. A doua provocare a fost faptul că exista un decalaj destul de mare de vârstă sau de perioadă între cele două amenajări. Prima, cea în care ne aflăm acum, și cea cu chioșculețul, cu gazebo metalic, este făcută cam cu 5 ani în urmă, deci senzația asta de unitate o dădeam foarte greu având în vedere acest decalaj, sau nu că o dădeam, s-ar fi observat mult mai greu decât dacă ele ar fi fost amenajate simultan. Altă provocare a fost faptul că în general, proprietarele și-au dorit foarte multă culoare și mi s-au impus anumite tonuri și atunci a fost o discuție permanentă, o negociere permanentă în acceptarea altor soluții. Adică, practic, o soră voia ceva, o soră voia altceva. Exact, și a trebuit să ajungem la un consens. Asta a presupus foarte multe discuții pe parcursul implementării proiectului pentru cea de-a doua grădină. Cea de-a doua grădină am finalizat-o, cred că acum 2 sau 3 săptămâni. E un pic diferență de stil, de abordare, dar am căutat să asigur și continuitatea celor două spații prin aliniamentele de lavandă care să continue prin aleile, care chiar dacă sunt diferite ca formă, au legătură unele dintre, una cu alta, una, cea din grădina din care ne aflăm și cea din grădina proaspăt amenajată. Au dat un pic bătăi de cap diferențele de nivel. Ideea de început, pentru că am discutat, ei au luat lotul de teren în aceeași perioadă. Cei de dincoace din grădina nouă au hotărât să se ridice cu nivelul, cei de aici au rămas la nivelul inițial al terenului. Și atunci am hotărât să ridic nivelul cu un zid și să ridic nivelul cu un zid în grădina în care ne aflăm, tot din dorința de a obține pe o suprafață o anumită unitate și aici de a mări un pic vizual spațiu și a-l egaliza oarecum cu spațiul din grădina din spate, care este mult mai mare. Ai reușit să completezi cele două grădini folosindu-te doar de vegetație sau și de infrastructură? Care din cele două te-a avantajat mai mult? Evident că vegetația mi-a fost cel mai la îndemână și pentru asta sunt format și pentru asta sunt pregătit. Partea de hardscape, așa cum spuneam și înainte, a fost o altă provocare, pentru că nu și-au dorit aceleași elemente. La grădina din spate nu și-a dorit zidul pe care l-au cei aici, nici n-am fost obligați să-l facem. Partea de unitate am realizat-o prin cele două alei care se adale în gazon, care străbate o curte, se continuă în cealaltă curte și au legătură cu toate zonele de activitate ale proprietarilor. Și având în vedere relația foarte apropiată dintre cele două surori, sunt spații care se folosesc la comun. Dacă mai ții minte, cât a durat? Ai zis că această grădină a fost realizată cu 5 ani în urmă? Da. Cât a durat partea asta și cât a durat în cealaltă parte, dacă mai țin minte? Și asta, proiectarea și partea de implementare. De regulă, proiectarea o fac pe timp de iarnă, când nu mai desfășor activități de amenajare în teren. A implicat multe discuții cu proprietarii, pentru că sunt oameni care au știut ce vor, au știut ce își doresc. Era importantă și o evaluare a mea ca și proiectant, o evaluare a necesităților lor, dar în același timp au mers și pe sfaturile pe care le-am dat eu. Dincoace, execuția aici a fost în grădina asta mai mică, a fost un pic mai laborioasă, pentru că a presupus și zona asta de hardscape, de zid înălțat, care prinde o altă grădină, grădina asta mică din spate, zona în care este amplasat chioșculețul, da. Și a durat mai mult. Ca și execuție, cred că în jur de o lună de zile, exceptând partea de zid. Procurarea pietrei este piatra autohtonă adusă din carierele de la Tulcea, dar numai partea de plante, gazon, amenajare în jur de o lună de zile. Cea din spate am lucrat pe sezoane, ne-am început pregătirea terenului și aici este foarte, foarte importantă etapa asta de pregătirea terenului și a solului. Am început în toamnă prelucrarea terenului, a solului, nivelare tot și aport nou de pământ. Am mai avut și un aport de pământ acolo, în jur de 40 de metri cubi pe puțin, numai de pământ. Și cred că în jur de vreo 15-20 de nisip. Lucrarea efectivă de plantat am început-o cam acum o lună și jumătate. Am finalizat parțial lucrarea, pentru că mai sunt depus plante, dar fiind foarte cald, nu mai facem lucrul ăsta în sezonul ăsta, o să așteptăm toamna. Am finalizat, așa cum spuneam, acum două sau trei săptămâni. Mulțumesc și eu. Te felicit încă o dată pentru că ai reușit cu brio să le împaci pe cele două surori. Mulțumesc!